Este bine cunoscut faptul că județul Botoșani se confruntă cu un fenomen îngrijorător. Populația județului, mai ales la sate, este tot mai îmbătrânită. Bunici, săraci și bolnavi trăiesc cum pot, de multe ori departe de copii sau nepoții plecați să-și găsească un rost în alte țări. Tocmai de aceea, în Comuna Viișoara, școala împreună cu primăria au pus la punct un proiect prin care să ofere un sprijin, mai ales bătrânilor singuri. S-au mobilizat profesori, învățători, elevi și au mers din casă în casă, oferind ajutor și mângâiere celor vârstnici. Mi-a plăcut ideea, am zis că este altceva, că ar putea fi un proiect de suflet, un proiect care s-ar axa pe partea sentimentală, psihică, socială și pe care, nu știu, cred că ar fi altceva pentru bătrâni, pentru copii și pentru noi, ca oameni mari. Le salvează bătrânețea, na, pentru momentele alea care suntem noi acolo. Noi o să mergem de acum la o anumită perioadă de timp, cum o să decid așa, atâta putem noi să avem grijă de ei. Pentru că bătrânii, eu îi consider ca și niște copii. Autoritățile locale spun că vor să continue acest proiect, mai ales că sunt mulți bătrâni singuri care au nevoie de ajutor. În plus, se dorește extinderea lui și prin ajutoare materiale. Ținând cont de aspectul demografic și vârsta înaintată a consătenilor noștri, ne-am dorit să fim alături de ei, nu numai în perioada sărbătorilor de iarnă, când atunci în fiecare dintre noi ni se trezește spiritul caritabil. Bătrânii, bunicii noștri, străbunicii noștri au nevoie de o vorbă bună, de o alinare și acesta a fost scopul acestui proiect. Sper să avem, să continuăm și să reușim să facem lucruri frumoase în continuare. Bătrânii sunt fericiți că sunt vizitați, ascultați, ajutați. De multe ori, voluntarii le cumpără medicamente sau le cară o găleată cu apă. De exemplu, Moș Gheorghe Cojocaru, un veteran de 100 de ani, simte că întinerește ori de câte ori este vizitat de elevi și profesori. Parcă mai zbură de și toleac. Le scot la masă, pun masă afară aici. La rândul lor, elevii sunt mulțumiți că pot da o mână de ajutor, dar în plus, savurează poveștile de viață ale bunicilor, mai ales cele din război ale lui Moș Gheorghe. Îmi place să comunic cu persoanele și să văd poveștile lor de viață. Simți că îi ajuți așa? Da, se bucură de fiecare dată. Data trecută mă bucura și odată cu ei faptul că am venit aici. Erau foarte bucuroși până la lacrimi. M-am gândit că dacă le ascult poveștile de viață, o să înțeleg și eu ceva din ele. Se bucură că ei sunt singuri și dacă ne văd pe noi, mai are cu cine să discute. Ca și cum ar fi venit nepoții lor. Da. Eu sunt învățătoare și atunci urmăresc partea asta educativă. Aș dori în continuare să desfășor activități cu acești bătrâni, să se implică în activitățile noastre extrașcolare și extracurriculare, de ce nu să participe la o activitate de 1 decembrie și să ne mai povestească chiar ce s-a întâmplat în război și alte experiențe de viață. Și de asemenea ne bucurăm că acești copii vor învăța de la cei bătrâni și bătrânii, vedeți că și au un suflu nou, un suflu tineresc de la ei. Proiectul este intitulat De vorbă cu bunicii și până în prezent au fost vizitați 9 bătrâni cu vârste între 80 și 100 de ani, inclusiv unii imobilizați la pat.